Atenție la etichetele pastilelor de subt, care nu sunt supuse unui regim special de eliberare din farmacii. Sunt medicamente care se eliberează și fără rețetă, la care a fost identificat un conținut ridicat de aditiv și zahăr. Organizația de protecție a consumatorilor Infocons atrage atenția asupra acestui aspect, cu atât mai mult cu cât este sezonul virozelor, iar cererea de astfel de medicamente este crescută. Potrivit Infocons, 70% dintre produsele analizate nu au inscripționată pe ambalaj cantitatea de zahăr din pastile. Lipsește astfel o informație esențială necesară persoanelor cu diabet. De cele mai multe ori nu ne dăm seama că un astfel de produs poate să conțină foarte mult zahăr și cumpărăm zahăr la un preț prohibitiv până la urmă, coloranți, conservanți, diferite euri, ceea ce înseamnă că toate aceste euri se adaugă la celelalte euri pe care le mâncăm în fiecare zi dintr-un sandwich, dintr-o băutură carbogazoasă. În cadrul studiului au fost analizate 31 de produse de tip comprimate de subt, printre care Strepsil, Strahisan, Septolet, Faringosept și Decasept. Specialiștii au descoperit că pastilele conțin de la 1 până la 6 aditive alimentari, media fiind de 2. Aditivii alimentari cel mai des utilizați sunt coloranți, conservanți ori potențiatori de gust, precum E953, E570, E334, E104 și E954.